Automotorul circula din direcția Cenad și trebuia să ajungă în gara de nord din Timișoara. Cu mai puțin de un kilometru înainte de destinație, mecanicul a observat un fum gros în partea de jos a motorului. Cu greu a oprit trenul, care aparținea unei companii feroviare private, și le-a cerut oamenilor să sară din el. Speria, bineînțeles, când am văzut acolo fumegând așa, sigur că ne-am speriat. Toate vechi, toate amărâte, vai de ele. A început să iese fum la motor și a fost un fum mai groaznic și după aici a oprit, dar focul s-a cam stins, s-a stins cu stingătoarele. Imediat a sosit un echipaj de pompieri, însă mecanicul a reușit să domolească incendiul până la sosirea lor. Detașamentul 2 de pompieri Timișoara a intervenit pentru stingerea unui început de incendiu produs la un tren de transport persoane pe ruta Cenad-Timișoara. Intervenția nu a fost dificilă, nu au fost victime, doar accesul dificil. Trebuie prima dată să dai un telefon să vii automat trenul după oameni. Stăm aici ca proști în drum, nu? E frumos? Și noi dăm bani pe tren și se supără că nu mai circulă trenul, dar să nici nu circule, să meargă atunci numai microbusă. După mai bine de o oră de așteptare, pasagerii au fost preluați de o altă garnitură a companiei private care i-a dus la destinație. Însă, reprezentanții firmei, deși au fost prezenți la locul incidentului, au refuzat să ofere vreo explicație.